Parlamentarii călărășeni, aleși în urma votului din data de 6 decembrie, și-au ridicat mandatele la sediul instituției prefectului județului Călăraș. Cei 5 parlamentari care vor reprezenta județul nostru în mandatul 2020-2024 sunt: de la PSD, senatorul Nicușor Cionoiu și deputații Dumitru Coarnă și Constantin Bârcă; de la PNL, senatorul Ciprian Pandea și deputatul Florian Emil Dumitru; și de la AUR, Călin Cătălin Balbașciuc. Cu ocazia preluării mandatelor, PSD Călăraș a organizat o conferință de presă în care noii parlamentari au mulțumit călărășenilor pentru votul acordat. Persoanele care vor reprezenta Parlamentul României sunt astăzi în fața dumneavoastră și au indicat mandatele pentru a putea să depună jurământul în data de 21 și cred că sunt cei în măsură să răspundă și întrebărilor dumneavoastră și să întrebăm cu ce trebuie să duc în Parlament să reprezinte județul Călăraș. Și aici aș începe cu Constantin Bântea. Domnule Constantin Bântea, te rugăm câteva gânduri. Bună ziua tuturor! După cum știți, astăzi ne-am întâlnit cu toții parlamentarii județului Călăraș. Astăzi am preluat mandatele de la prefectură. Am avut câteva discuții acolo. Colegii noștri de la PNL au spus că trebuie să umblăm la lege, astfel încât fermierii și nu numai persoanele, cei care doresc să implementeze proiecte în județul Călăraș, să poată să o facă mai bine. Eu le pot transmite și vă spun și dumneavoastră că acest lucru l-am tot spus în campania electorală, și anume că legislația trebuie simplificată. Pentru că după 90 s-au prezentat pe la guvernare, cred că toate partidele politice au guvernat țara, dar nu au reușit să îndeplinească acest lucru, și anume să simplifice legislația astfel încât accesul la fondurile europene și nu mai să fie, cred că, mai facil. Vreau să vă mulțumesc tuturor și să vă asigur că sunt onorat să fac parte din familia Partidului Social Democrat din Călăraș și voi face tot ceea ce îmi stă în putere să reușesc să reprezint cetățenii Călărașului cu cinste și onoare. Eu vreau să mulțumesc în mod special domnului președinte Vasile Iuță, că a fost primul și singurul loc care a crezut în mine, care practic mi-a oferit această șansă, și iată că astăzi noi avem trei parlamentari din 6, înseamnă că ne-am atins obiectiv. Eu vreau să vă spun extrem de simplu. Adrian Băunescu spunea că în viață e bine să ai o funcție. Dar în momentul în care acea funcție, să nu-ți uiți funcția de om. Eu vă spun că nu se numește funcția de om, nu se numește funcția de cetățean al județului Călăraș, de om care a promis niște lucruri de deschidere totală față de alegători, pentru că până la urmă problema de fond este relația directă cu cetățeanul simplu, oamenii care practic au pierdut încrederea în politicieni. Priveam niște statistici, Parlamentul României, știți ce încredere are? 9,6. Partidele politice, 9, sub 10%. E o problemă extrem de complicată. Noi trebuie să le facem această încredere. Cum? Prin muncă, prin contact direct cu cetățenii de categorii socioprofesionale, indiferent de culoarea politică. Asta va fi abordarea noastră. Și eu vă asigur că sigur, putem discuta, aplicat, legi, modificăm. Să ajungem acolo, chiar un punctual, dar important este să depășim acele bariere personale, să depășim bariere politice, să mergem la principii. Dacă ne raportăm la principii, lucrurile vor curge corect. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi, această coaliție nu reușește să depășească acea bariere personală. Au nominalizat funcție. Vreau eu. E, dacă discutăm de propoziții de principii, atunci lucrurile au așezate. Noi funcționăm în această logică, Partidul Social Democrat Filiala Călăraș, și clar că vom demonstra în practică că oamenii au ales bine. Au ales foarte bine în momentul în care au pus ampila pe Partidul Social Democrat. La Călăraș avem primele distribuire undeva la 50%. Eu mulțumesc tuturor călărășenilor pentru faptul că au avut încredere în noi și asigur că vom încerca și cu certitudine vom reuși să mergem direct către oameni în județul Călăraș, să identificăm acele probleme, să căutăm soluția împreună cu grupurile de dialog social. Dacă e problemă de instanță, să mergem la organizațiile profesionale ale judecătorilor. Dacă e vorba de agricultură, să mergem la agricultură și mai departe, pentru că
nimeni nu le știe pe toate și atunci trebuie să mergi către oameni, să identifici problema, împreună căutăm o soluție, ne uităm, citim în Constituție și vom colecta. Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și cu certitudine așa vei proceda. Să dea Dumnezeu un an mai bun, gânduri bune vă transmit, sănătate și mult noroc, pentru că avem nevoie. 2021 este, va fi un an extrem de complicat. Mulțumesc încă o dată pentru încredere și Doamne ajută! Cel care e ales senator al României din circunscripția lui Specie Călăraș și din Cușeu Ciomel. Bună ziua! Mă bucur că fac parte dintr-o echipă care astăzi este câștigătoare și vreau să vă spun că rolul câștigului nostru reprezintă faptul că această echipă se ocupă de printre ea. Dovadă că și colegii care au pierdut alături de noi, sunt îndemnă, dovadă că această echipă este viabilă, există și plec în Parlament cu gândul și cu speranța că această echipă mă va ajuta să îndeplinesc foarte multe lucruri care mi le-am propus. Alături de această administrație locală, de administrația județeană, de colegii noștri care, să nu uitați, suntem la început de drum, din punct de vedere politic, avem fiecare, suntem la începutul primului mandat, să spunem așa, avem ambiția că vom reuși cu această solidaritate noastră să facem mult mai multe lucruri sau până. Sunt pași premergători care au început să decurgă acum vis-a-vis de realizările acestui oraș și județ, dar în primul rând, să știți cum a zis și domnul Parna, calitatea de om, aceasta noastră, ne va rămâne. Am venit să facem treabă, am venit ca în acest moment să ajutăm echipa PSD Călăraș, atâta vreme cât echipa PSD Călăraș, să știți că pe noi ne-a integrat și pe noi ne-a făcut de trebuie să iubim această echipă. Suntem o echipă care trebuie să fie luată în seamă. Dovadă că în momentul acesta suntem locul 4 pe țară, dovadă că în acest moment saltul nostru de la locale la parlamentare s-a văzut. Această echipă prosperă, această echipă se dezvoltă. Și asta datorită faptului că președintele Ilimuță a știut să facă o analiză, să selecteze oamenii și în momentul acesta să ne apucăm el. Vă doresc sărbători fericite, sărbători frumoase, așa cum mai pot ele să spunem, să mai realizăm, dar trebuie să trăim cu speranța și că în viitor lucrurile se vor aranja. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule senator Nicușor Ciomel. Ca să putem să câștigăm, așa cum ne-am propus, am avut nevoie de un om cu mână de fier. Nu putea să fie altul decât Samuel Ion, secretarul general al partidului. Da, mulțumesc, domnule președinte, bună ziua de tot și eu. Da, am avut un an cu două tipuri de alegeri. Am intrat în această competiție cu 24 de primari, am ieșit cu 27 de primari. Am câștigat 12 localități conduse de PNL, dar am pierdut și 6. Astăzi ne prezentăm în fața dumneavoastră să, după ce am avut un consiliu politic județean, să vă prezentăm și să se prezinte parlamentarii care o să reprezinte județul Călăraș în Parlamentul României. Au fost și plusuri, au fost și minusuri, a fost o bătălie grea, noi am plecat pe undeva din sursorul clasamentului și cred la momentul acesta că avem toate premisele ca pe viitor în județul Călăraș Partidul Social Democrat să redevină ceea ce a fost cândva. Trăiesc momente pe care nu le-am mai trăit de foarte, foarte mulți ani. Bucuria de a fi la conducerea județului ca organizație județeană. Ne felicităm, am mai spus-o și în anterior la conferință de presă, pentru maturitatea politică pe care am dat dovadă în momentul în care am făcut fuziunea cu domnul președinte Vasile Ilimuță și cu primarii care au înțeles să vină alături de organizația noastră să candideze la aceste alegeri. Și în alegerile locale, am demonstrat la alegerile locale și am câștigat alegerile locale, am reconfirmat trendul crescător și poziția noastră de câștigători și la alegerile parlamentare. Eu vă mulțumesc și doresc parlamentarilor să nu uite promisiunile pe care le-au făcut în campania electorală. Vreau ca birourile parlamentare să funcționeze la capacitate
să preluăm problemele cetățenilor și, într-o mare măsură, și să rezolvăm problemele cădărășenilor. Vreau, așa cum am propus și din punct de vedere administrativ și la nivel de parlamentar, să rezolvăm și dezvoltăm județul Călăraș. Un an bun, cu sărbători fericite și un an bun mai nou. Mai sănătos. Mulțumesc! S-au pus oameni care pe parcurs s-au dat într-o parte și au mers la altă parte. Nu e un angajament, dacă există vreodată. Suntem în 2020 și eu pot să vă garantez în ceea ce mă privește că rămân alături de acest grup, de această echipă. Indiferent de problemele viitoare apărute pe dacă nu avem capacitatea să trecem peste conflicte care sunt de multe ori inerente, conflicte în sensul până al cuvântului, înseamnă că nu ne merităm locul în această conjunctură. Trebuie să știm să depășim acele momente împreună, să negociem, să dialogăm până acela o soluție. Fără orgolii, da. Fără orgolii, sigur că da. Eu, în ceea ce mă privește, vă garantez că în 2024 o să fiu tot alături de această echipă, fără niciun fel de dubiu. În ceea ce mă privește, trebuie să fiu mai novic, așa să spun. Eu am intrat într-o prietenie, să spun așa, o prietenie care mă leagă de foarte mult timp și n-am intrat ca să părăsesc un partid sau să intru într-un partid. Nu mă gândesc, din punctul meu de vedere, trebuie să pun, să-mi aduc contribuția în cadrul acestei echipe la promovarea anumitor lucruri bune, la promovarea sau la eliminarea anumitor lucruri pe care eu, în cadrul societății mele ca antreprenor, le-am întâlnit și vreau să le elimin. Nu am intrat ca să pendulez sau ca să mă gândesc că această funcție este, de fapt, o profesie. Nu mă gândesc la pensie deocamdată. O întrebare are fond, pentru că în da. Se întâmplă lucrurile. Se întâmplă lucrurile acestea, dar asta, asta am spus că noi suntem la primul mandat. Noi suntem novici în politică, am participat datorită faptului că dorim să facem ceva și lucrul ăsta este, cum să spun, vizibil conform vorbii. Timpul este cel mai judecător. În 2024 vă răspunde toți. Cu siguranță voi rămâne în Partidul Social Democrat, pentru că noi, cu toții, cei trei parlamentari, am reușit să fim astăzi parlamentari și în fața dumneavoastră cu ajutorul acestei echipe, o echipă solidă. Și vreau să spun că domnul Samuile și domnul președinte Vasile Iliuță ne-a selectat cu grijă, cu mare atenție, iar noi, eu cel puțin și cred că și colegii mei, nu ne putem permite să dezamăgim nici pe deci care ne-au acordat toată încrederea și le mulțumesc pentru acest lucru, dar nici față de dumneavoastră nu vrem să greșim. Suntem la primul mandat și vom rămâne în Partidul Social Democrat până în 2024 și de ce nu și mai departe. Mulțumesc, Constantin Bârca. Vă spunem decât sărbători fericite și multă sănătate să petreceți cu bine cu cei dragi ai noștri.